cele mai mari downgrade-uri din FIFA 23. Alexandro de la Juventus primește un minus 3 de la 83 la 80, Wan-Bissaka de la 83 la 80 rating, Harry Maguire de la 84 la 81 rating, Di Maria primește și el un minus 3 de la 87 la 84, la fel și Sancho de la 87 ajunge la un 84, minus 3 în rating, Sabitzer nu a avut un sezon extraordinar, scade de la 84 la 80 rating, încă un jucător de la United care primește un minus 4 și anume Rashford care scade de la un 85 la 81, din păcate Sergio Ramos primește și el un downgrade destul de mare, minus 4 de la 88 rating la 84 rating, iar cel mai mare downgrade din FIFA 23 este Mauro Icardi care a primit un minus 6 de la 83 la 77, ceea ce înseamnă că nu mai putem să-l prindem ca boards în FIFA 23. Sunt curios ce părere ai despre